Un copil la mai puțin de un an ar trebui să descopere lumea, nu să lupte cu cancerul. Un copil la mai puțin de un an ar trebui să se joace, nu să urmeze un tratament de specialitate oncologică. În România, 400 de copii sunt diagnosticați anual cu cancer. Ana este unul dintre acești copii. Ea suferă de o tumoare care îi afectează vederea. Și tu o poți susține pe Ana în lupta ei cu cancerul, făcând o donație pe platforma asociației la adresa www.ro-solidaritate.fr.